Bună dimineața, bun găsit la centrul de anvelope Pneumatica. Am venit aici pentru a afla cum se face o vulcanizare corectă, pentru a descoperi împreună cu elevii de la Liceul Tehnologic Dragomir Frumuzescu din Deva ce fac meseriașii în cazul în care au o problemă cu unul dintre cauciucuri. Și nu numai meseriașii, până la urmă, ce faci atunci când ai pană la bicicletă, la mașină, evident, ai nevoie de un suport tehnic. Tocmai de aceea m-am gândit că ar fi indicat să venim la acest atelier pentru a descoperi tainele acestei meserii. Sunt aici la atelier împreună cu Alex. Alex este cel care ne va demonstra cum se repară o astfel de problemă. Alex, ce s-a întâmplat? O pană, un cui tuplă. Și marcăm prima dată gaura. Dăm drumul la aer. Dejantăm, vedem interiorul cum se prezintă, punem petec. Cam asta ar fi separat. Este un proces termic sau chimic? Ce se întâmplă chimic, de fapt? Chimic. E în regulă. Acum ce faci? Deci faci? Dăm plumb din jos, să nu trișăm aparatul. Cum se numește aparatul ăsta? Aparat de dejantat. Dejantat, ok. Practic vom da jos cauciucul. Vom lua partea de pe jantă. De pe jantă, da. Vedem și noi. Pe unde a străpuns. Da. Semnăm. Da, așa. Hai pe așa. Facem un pic de spațiu de lucru. Se polizează. Da. Se polizează exact locul acela unde a fost străpuns cauciucul. Cam dimensiunea petecului pe care urmează ca să-l montăm. De ce se face chestia asta? Ca să prindă mai bine petecul? Să se lipească. Dacă nu polizăm, e posibil să, adică 100% să nu țină. Degresant. Așa. Să radem praful de cauciuc care rămâne după polizat. După cum vedeți, rămâne destul de mult praf. De cauciuc care trebuie neapărat luat. Aplică soluția de lipid și se lasă vreo 2-3 minute ca să se usuce. Ce conține soluția asta de lipid? Ce are special?
Sunt niște aditivi, probabil, ceva... Da, da. Ceva de genul, da. Continuăm procesul de vulcanizare. Am revenit după cele 2-3 minute de așteptare. Ce avem acolo? Un petex? Da. Pe care îl vom pune exact acolo unde a fost pus și acel lipici. Am înțeles că conține și ceva cauciuc. Da, așa, așa, da. Folosim o rolă, să scoatem aerul. Aerul, da. Acum, cam asta ar fi. Se jantează, se reechilibrează și este gata. Și drum bun. Da. Nu o să mai avem probleme, cel puțin acum. Până la următorul cui. Exact, până la următorul cui nu o să avem niciun fel de probleme. Da. Da, acesta este, dragi prieteni, așadar procesul pe care îl face un specialist aici la Pneumatica pentru a vulcaniza, pentru a remedia problema unei pene de cauciuc, un cui am avut ghinionul să îl agățăm undeva pe drum și iată am ajuns la Pneumatica. Facem o ultimă verificare înainte de a-i preda clientului, nu? Da, da. Cauciucul nu mai suflă. Nu mai suflă, da. Tot este ok. Se reechilibrează, se montează pe mașină. Drumuri bune tuturor! Da, mulțumim tare mult! Deci drumuri bune dacă veniți aici la Pneumatica. Cel puțin această problemă a vulcanizării este ca și rezolvată. Mulțumim poate lui Alex și celor care ne-au primit aici. Dragi prieteni, continuăm așadar povestea noastră. Un lucru foarte important pe care am uitat să-l menționez este adresa celor de la Pneumatica. Îi găsiți pe Doroban numărul 34, foarte aproape de Fan Curier. În Deva, așadar, Pneumatica vă rezolvă orice fel de problemă pe care o aveți din punct de vedere al cauciucurilor sau agenților. Vulcanizare, așadar, de calitate aici la Pneumatica Deva. Când viața bate filmul, ia-ți destinul în mâini. Devino propriul tău scenarist, pentru că viața merită trăită. Dacă ți-a plăcut clipul, dă un like și un subscribe. Abonează-te la canalul de YouTube Energetic Deva.